Vă salut! Mă numesc Viorel Simac și vă invit la a patra parte a prezentărilor despre pandemia actuală cu coronavirusul SARS-CoV-2. Pe parcursul acestor prezentări vom încerca să răspundem la următoarele întrebări. Situația actuală este o pandemie de gripă, de panică sau de altceva? Care sunt posibile rezultatele acestei pandemii pe planul sănătății și pe plan social? Cum ne putem păstra sănătatea fizică, emoțională și spirituală în acest context? Să recapitulăm prezentarea precedentă. Bill Gates a afirmat de mai multe ori că vaccinurile contribuie la reducerea populației. În prezentarea precedentă am găsit o posibilă explicație a modului în care acest lucru se realizează. Dacă cineva are o explicație mai plauzibilă, vă rog să o menționați în comentarii. 2. Am urmărit discursul unui producător de vaccinuri cu privire la modul în care în decursul istoriei vaccinurilor acestea au fost contaminate cu viruși activi proveniți din materii prime folosite la producerea vaccinurilor. Unul din aceste cazuri recente din februarie 2009 a coincis cu luna în care Bill Gates a anunțat public că are un plan pentru reducerea populației. În acea lună, 72 de kilograme de vaccinuri au fost expediate în 5 țări europene pentru vaccinarea populației. Aceste vaccinuri însă au fost contaminate cu un virus gripal viu, ceea ce a dus la intentarea câteva procese penale pentru organizațiile implicate în producerea și distribuirea vaccinurilor, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății. 3. Am urmărit câteva secvențe dintr-un documentar despre gripă porcină din 1976 din SUA, în care s-a făcut o publicitate exagerată pentru vaccinurile de către Guvernul Statelor Unite, ceea ce a dus la vaccinarea 46 de milioane de americani cu rezultate dezastruoase asupra vieții și sănătății a 4.000 de persoane, din care 300 au murit și 450 au fost paralizați. 4. Bill Gates a spus anul acesta că finanțează producerea miliarde de vaccinuri și că intenționează să vaccineze toată populația globului. Cei care vor fi vaccinați vor primi drept dovadă un pașaport digital care le va permite accesul înapoi în societate. Îngrijorarea multora este că acest pașaport digital se potrivește descrierii semnului fiarei din Apocalips 13 cu 16 și 17. În această prezentare vom analiza posibila conexiunea pașapoartelor digitale emise celor vaccinați cu semnul fiarei din Apocalips 13. Prima întrebare la care dorim să medităm ar fi următoarea. Oare de ce să ne intereseze semnificația spirituală a pașapoartelor digitale dacă nu ar exista Dumnezeu și apariția lumii ar fi fost printr-un Big Bang și evoluție de miliarde de ani, iar existența noastră s-ar încheia odată cu moartea, fără vreo altă perspectivă de dincolo? Această întrebare este foarte importantă și un răspuns corespunzător ar lua câteva ore sau chiar zeci de ore, de aceea vă recomand câteva materiale pentru studiul personal și aceste materiale le veți găsi în link-urile de mai jos. Să amintesc doar o idee din aceste materiale, designul inteligent este cel mai evident și simplu argument care dovedește existența lui Dumnezeu. De exemplu, dacă v-ați plimba pe o plajă pustie și ați găsi pe jos un ceas, ați putea spune că acel ceas a provenit prin evoluția materiei de-a lungul a miliarde de ani sau printr-o explozie prin care toate piesele componente au căpătat forma exactă necesară a ansamblării ceasului, iar apoi au căzut în poziția perfectă pentru a se asambla și a rezultat ceasul? Cine ar crede așa ceva? Probabilitatea pentru așa ceva este dincolo de orice realitate. Totuși, teoria evoluției este mult mai absurdă, deoarece complexitatea materiei vii chiar și a unei simple celule este de mii de ori mai mare decât a unui ceas. Deci, există un Dumnezeu care a creat lumea. Următoarea întrebare pe care am dorit să o abordăm este legată de sursa de informare la care ar trebui să ne raportăm pentru tot ce înseamnă spiritualitate. Aici răspunsul este foarte clar. Nu vom găsi nicio sursă mai valoroasă și autentică ca Biblia. De ce? Voi da doar un singur argument la acest moment. Biblia conține sute de profeții despre evenimente care urmau să se întâmple câteva sute sau chiar mii de ani mai târziu. Nu există în toată lumea o carte care să conțină măcar un număr de 10 ori mai mic de profeții decât cele din Biblie, care să se fie împlinit.
Acest lucru dovedește faptul că Dumnezeu, care este atot știutor, a inspirat pe cei care au scris acele profeții în Biblie. Odată ce am clarificat aceste două întrebări, și anume că există Dumnezeu și că El a comunicat cu noi prin intermediul Bibliei, putem trece cu încredere la subiectul pe care vrem să-l studiem. Este vreo legătură între semnul fiarei din Apocalipsa 13, care este ultima carte a Bibliei, și pașapoartele digitale care sunt planificate să fie distribuite tuturor celor ce vor fi vaccinați pentru COVID-19? Să ne reamintim textul biblic. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea: cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Să vedem ce caracteristici comune am găsit la tehnologia pașapoartelor digitale cu această profeție. 1. Textul biblic spune că absolut toți vor fi constrânși să primească semnul fiarei, iar cei care nu vor dori să-l primească nu vor putea cumpăra sau vinde. Bill Gates a afirmat de mai multe ori că intenționează să producă între 7 și 14 miliarde de vaccinuri pentru COVID-19 și să vaccineze toată populația globului cu unul sau două vaccinuri succesive. Iar cei care nu vor dori să fie vaccinați nu vor primi pașaportul digital și nu vor putea reveni în societate. Deci nu vor putea cumpăra și vinde produsele care sunt în societate. 2. Textul biblic ne spune că există un număr al fiarei și mai exact este 666. Acest număr a fost identificat de mai mulți ani pe codul de bare de pe produsele din comerț, deoarece cele două linii paralele care delimitează începutul, sfârșitul și mijlocul codului de bare au echivalentul cifrei 6. 3. În data de 26 martie anul acesta, firma Microsoft a brevetat o tehnologie nouă care, prin intermediul unui senzor de monitorizare aflat la cineva, va primi acces sau nu la banii virtuali, funcție de satisfacerea unor condiții de către sistemul informatic monetar, cum ar putea fi vaccinarea, adică dacă este sau nu vaccinat. Acest brevet este publicat cu numărul de înregistrare W0-2020, adică din anul acesta, 2020, 060606. Punctul 4. Pe data de 1 mai 2020, Statele Unite emite legea HR-6666, care se intitulează a testa, a ajunge la și a contacta pe toți pentru COVID-19, prescurtat în engleză trace, care se traduce urmărire. Această lege este însoțită de un buget de 100 de miliarde de dolari, deci 100 de miliarde, nu milioane, de dolari, care vor finanța această activitate prin care vor fi contactați absolut toți cetățenii Statelor Unite pentru a fi testați de COVID-19 și a se lua măsurile de izolare pentru cei care vor fi găsiți pozitivi la test și de asemenea pentru a fi vaccinați. Deci iată că avem câteva puncte care ne fac să credem sau îi fac pe mulți să tragă concluzia că există o legătură între textul biblic care vorbește de acel semn al fiarei și conexiunea cu 666 și aceste pașapoarte digitale. Dar de ce totuși ar trebui să ne intereseze acest subiect? Poate credem despre noi înșine că suntem oameni buni, credincioși și nu are cu ce să ne influențeze viitorul nostru acest semn al fiarei, fie că îl primim sau nu. Să vedem de ce este extrem de important. Vom citi două versete din următorul capitol, Apocalipsa 14, 9 și 10. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui
și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Dacă vreți să citiți o descriere mai detaliată a urmărilor celor ce primesc semnul fiarei, citiți întregul capitol 16 din Apocalipsa și veți înțelege de ce este crucial să înțelegem ce este acest semn al fiarei și să ne păzim de el cu orice preț. În continuare vom face o analiză mai profundă a subiectului pentru a confirma sau infirma teoria conform căruia pașapoartele digitale sunt semnul fiarei. Deoarece vom continua studiul nostru din Cartea Sfântă prin care Dumnezeu comunică cu noi, avem nevoie de înțelepciune spirituală să înțelegem ceea ce vom studia după cum găsim scris în următorul pasaj. Sfânta Scriptură să nu fie niciodată studiată fără rugăciune. Înainte de a deschide paginile ei, trebuie să ne rugăm pentru iluminarea Duhului Sfânt și ea ne va fi dată. Pentru aceasta vă invit să ne plecăm capetele pentru o scurtă rugăciune la finalul căreia, dacă subscrieți la cele rostite în rugăciune, să spuneți Amin, care înseamnă adevărat așa să fie. Tatăl nostru ceresc, îți mulțumim pentru această ocazie în care putem să studiem din cuvântul Tău. Te rugăm ca Tu să ne luminezi, să înțelegem voia Ta, să înțelegem ceea ce Tu vrei să ne descoperi din cuvântul Tău. Te rugăm de asemenea pe cei care vor urmări această prezentare să înțeleagă importanța mesajului care Tu ne l-ai transmis prin cuvântul Tău și să ia poziție de partea Ta, să nu se lase înșelați, ci să Te urmeze pe Tine, să asculte de Tine și să-ți fie credincioși până la moarte. Te rugăm să ne ierți păcatele noastre, să ne dai o pocăință profundă de lucrurile cu care Te-am supărat sau împăcătuit împotriva Ta, Tu să ne curățești viața noastră și să ne faci în această ocazie capabil să înțelegem aceste adevăruri profunde ale cuvântului Tău. Îți mulțumim pentru dragostea Ta și grija Ta pentru noi. În numele Domnului Hristos Te-am rugat. Amin. Acum vom trece la studiul nostru cu o atitudine smerită ca a unui copilaș pentru a învăța ceea ce Dumnezeu vrea să ne descopere, deoarece aceasta este singura atitudine potrivită în fața lui Dumnezeu, care este infinit în înțelepciune și putere, dar și în bunătate și dragoste. Să începem cu o ilustrație. Dacă ocupația noastră este în domeniul construcției și am deschide la întâmplare o carte de economie în care întâlnim cuvinte carieră și bancă, este foarte probabil să le asociem cu ceea ce suntem familiarizați, cum ar fi cariera din care se extrage piatră și banca de lemn pe care ne așezăm. Dacă însă am citit toată cartea, vom înțelege că este vorba despre cariera profesională și instituția bancară. De asemenea, anumite acronime, prescurtații sau expresii figurate, simbolice, pot avea semnificații total diferite, funcție de contextul și domeniul din care provin. Acest lucru se aplică și textului din Apocalipsa pe care îl analizăm, cu atât mai mult cu cât această ultimă carte a Bibliei este plină de simboluri, ale căror semnificații ar trebui să le căutăm în primul rând în restul Bibliei și apoi în afara ei. Pentru a înțelege semnificația semnului fiarei, va trebui mai întâi să descoperim identitatea primei fiare din Apocalips 13, deoarece aceasta este semnul ei. Versetele sunt 1 la 10 și 17 și 18. Dacă citim doar cele 10 versete din capitolul 13 din Apocalipsa, ne va fi destul de greu să stabilim în mod absolut identitatea acestei fiare. Dumnezeu a prevăzut dinainte acest lucru și spre fericirea noastră ne-a dat multe alte pasaje în Biblie care completează descrierea caracteristicii ei, care ne ajută să o identificăm fără niciun dubiu. În continuare vom face această analiză a caracteristicilor acestei fiare și să știți că până la sfârșitul prezentării nu veți avea un răspuns
legat de identitatea fiarei, vă las acest exercițiu să-l rezolvați personal. Vom analiza doar ceea ce găsim scris și sper să fie suficiente indicii care să ne ajute să identificăm personal cine este această fiară sau ce reprezintă această fiară. Vom începe cu câteva caracteristici comune ale acestei fiare din capitolul Apocalips 13 cu alte fiare din alte capitole din Biblie și faptul că sunt aceleași caracteristici, multiple caracteristici identice, ne confirmă faptul că este vorba despre o aceeași identitate. De exemplu, din Apocalips 13, versetul 1, aflăm că fiara are 10 coarne. Alte pasaje cu caracteristici similare le găsim în capitolul 7 din Daniel, capitolul 12 din Apocalipsa și 17 din Apocalipsa. De asemenea, fiara are 7 capete, tot din versetul 1 din capitolul 13. Aceleași caracteristici le găsim pentru fiara din Apocalips 12 cu 3, 17 cu 3 și 7. Fiara se ridică din mare, versetul 1. În Apocalips 17 cu 1 aflăm că fiara respectivă șade pe ape mari. În versetele 5 și 6 din Apocalips 13 aflăm că această fiară are nume de hulă pe capete și are o gură care rostea vorbe mari și hule. Același lucru găsim pentru fiara din Daniel 7 cu versetele 8, 11, 20, 25 și Apocalips 17, 35. Despre fiara din Apocalips 13 cu versetul 7 aflăm că ea a făcut război cu sfinții și a biruit. Același lucru apare pentru fiara din Daniel 7 cu versetele 21, 25. Daniel 8, versetele 9 la 12, 24, 25 și Apocalipsa 11 cu 7, 12 cu 13, 15 și 17. În versetul 5 din Apocalips 13 aflăm că perioada de activitate și persecuția fiarei este de 42 de luni, care echivalează cu 1260 de zile, deoarece pe atunci o lună era de 30 de zile și acest lucru echivalează cu 3,5 ani sau vremi. Aceeași perioadă de timp o găsim pentru fiara din Daniel 7, Apocalips 11, Apocalips 12. Deci avem câteva caracteristici comune pentru aceste fiare. În Daniel ea apare și sub termenul de cornul mic, da? Este același lucru, cornul mic din Daniel. Și am găsit 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteristici comune. Sunt multe alte caracteristici, dar aceste 6 ne confirmă faptul că este vorba despre una și aceeași fiară. Și vom analiza în continuare caracteristicile semnificative ale acestei fiare din Apocalips 13 și din alte pasaje. Ce putem să scoatem, ce caracteristici semnificative putem găsi în toate aceste capitole care să ne ajute mai mult să identificăm această fiară. Primul lucru este că se ridică din mare. În Apocalips 17 cu 15 aflăm că apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Deci, prima fiară apare dintr-o zonă populată. Aveți și trimiterele din Apocalips și din Isaia care ne ajută și ne confirmă această idee că în Biblie apele, marea, înseamnă gloate, neamuri, limbi, deci o zonă populată. Următoarea caracteristică foarte importantă este că această fiară succede celei de-a patra împărății din Daniel capitolul 7. Și avem trimiterile aici. După cum vă dați seama, a patra împărăție a fost Imperiul Roman, deoarece acesta succede Imperiului Greciei. Deci am avut Imperiul Babilonian, Imperiul Medo-Persan, apoi cel al Greciei.
Și în cartea Daniel nu este scris denumirea, nu este menționată denumirea celui de-al patrulea imperiu, însă istoria, din istorie cunoaștem că Grecia a fost cucerită de Roma și acesta a fost următorul imperiu care a ținut 500-600 de ani. Deci, fiara pe care noi căutăm să o identificăm din Apocalips 13 succede celei de-a patra împărăție, adică Imperiului Roman. Următorul punct, din fiara a patra, adică din Imperiul Roman, cresc 10 coarne, adică rezultă 10 împărății și încă un corn mic, care distruge sau smulge 3 din cele 10. Imperiul Roman se destramă în 476 după Hristos datorită atacurilor a 10 triburi barbare: alemanii, francii, anglosaxonii, burgunzii, vizigoții, suevii, lombarzii, herulii, vandalii și ostrogoții. Ultimele trei din ele sunt complet distruse. Herulii sunt distruși în 493 după Hristos, vandalii în 534 după Hristos și ostrogoții în 538 sunt alungați definitiv din Roma. Fiara din Apocalips 13 avea nume de hulă pe capete și avea o gură care rostea vorbe mari și hule. Întrebarea ar fi ce înseamnă o hulă în limbajul Bibliei? Și răspunsul îl găsim în trei pasaje din Noul Testament. În Marcu 2, versetele 5 și 7 aflăm că o hulă este atunci când un om pretinde că iartă păcatele. În Ioan 10, versetele 30 și 33 aflăm că o altă hulă este când un om pretinde că este Dumnezeu. Și în Marcu 14, 61 la 64 aflăm despre un alt tip de hulă atunci când un om se consideră Mesia sau Hristos. O următoare caracteristică, această fiară a dominat lumea și a persecutat pe cei credincioși o perioadă de 1260 de ani calendaristici, care înseamnă 1260 de zile profetice și acestea echivalează cu 42 de luni profetice și 3,5 ani, după cum am amintit mai devreme. Avem mai multe trimitere pentru această perioadă, sunt de fapt șapte pasaje care vorbesc despre această perioadă, ceea ce arată importanța perioadei. Deoarece distrugerea celor trei coarne împărății se încheie în anul 538 după Hristos, aceasta este începutul domniei fiarei. Adăugăm 1260 de ani și ajungem în anul 1798 după Hristos. Deci sunt acești 1260 de ani în care fiara a avut o dominație foarte importantă și a persecutat pe cei credincioși. Următoare caracteristică. Dinaintea acestui corn au fost smulse trei din cele dintâi coarne. De asemenea, această fiară se va deosebi de înaintașii lui și de asemenea el va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. Și din Apocalips 13 aflăm că fiara a doua făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, pe care noi încercăm să o identificăm. Deci, care sunt ideile de subliniat din aceste pasaje? Este că această fiară, această putere, se va deosebi de celelalte fiare dinainte prin faptul că nu își va exercita puterea în mod direct, ci prin intermediul altor puteri militare și sau politice. Următorul punct. Această colaborare cu alte puteri politice și militare este simbolizată prin cuvântul curvie. Dintre curva din Apocalipsa 17 și împărații Pământului. Apocalipsa 17 ne ajută foarte mult să discernem o caracteristică importantă a fiarei prin asemănarea ei cu o curvă care călărește fiara. Următoare caracteristică, pe de o parte, poporul credincios al lui Dumnezeu este comparat în Biblie cu o femeie curată, îmbrăcată în haine albe și cu cetatea noului Ierusalim în care vor fi cei mântuiți.
Poporul credincios al lui Dumnezeu, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, a fost reprezentat prin o femeie curată. De altă parte, poporul lui Dumnezeu care a apostaziat și a decăzut este simbolizat printr-o femeie curvă și prin cetatea Babilon. Sunt mai multe trimiteri aici pe care vă rog să le citiți în mod individual. Poporul lui Dumnezeu care a apostaziat și a devenit mai rău decât neamurile, el este simbolizat prin această femeie curvă, deoarece devine persecutorul rămășiții credincioase a poporului lui Dumnezeu și el întreține relații cu ceilalți împărați ai pământului. Următoarea caracteristică, fiara, curva, este îmbrăcată cu purpură și stacojiu și este împodobită cu aur, pietre scumpe și mărgăritare, conform textului din Apocalipsa 17:4. Aceasta este caracteristică importantă a culorii roșii a vestimentației fiarei și a bogăției ei excesive, aur, pietre scumpe și mărgăritare. O următoare caracteristică, va primi o rană de moarte care apoi va fi vindecată, conform textelor din Apocalipsa 13, sunt trei mențiuni la această idee, luând în calcul faptul că supremația fiarei va fi inițial timp de 1260 de ani, în intervalul 538-1798 după Hristos, rana de moarte este de așteptat să fie în anul 1798, iar vindecarea acestea la un oarecare interval de timp după aceea. Următoare caracteristică, se va încumeta să schimbe vremile și legea. Acest lucru apare în Daniel 7:25 și din Geneza 1:14 și 16 și din alte pasaje aflăm că la creațiune Dumnezeu a stabilit niște repere după care să ne conducem în măsurarea timpului. Aceste repere au fost soarele și luna. În trecut, toată lumea se orienta numai după aceste repere. Ziua se termina la apusul soarelui și începea o nouă zi. Calendarul avea 360 de zile, în total 12 luni. O lună avea 30 de zile. Lunile erau numărate în conformitate cu perioada de revoluție a lunii. Prima zi a săptămânii era duminica. Fiara a făcut modificări astfel încât astăzi este totul diferit de cum a planificat Dumnezeu. Fiara a schimbat legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci, sau mai bine zis, are această pretenție încumetare de a șterge ceva ce Dumnezeu a scris cu însăși degetul lui pe piatră. Următoarea caracteristică, aici este mintea plină de înțelepciune. Cele 7 capete sunt 7 munți pe care șade femeia, sunt și 7 împărați. Scrie în Apocalipsa 17:9. Deci sediul fiarei se află pe 7 munți sau 7 coline, sensul cuvântului din limba greacă. Deci puteți să căutați, de exemplu, pe Google să vedeți care este orașul care se află pe 7 munți și va fi un indiciu care vă va ajuta să identificați mai ușor fiara. O următoare caracteristică și aceasta este ultima. În Apocalipsa 13:18 citim, aici e înțelepciunea, cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Cifra 6 este specificată în Biblie cu referire la Babilonul decăzut, care se închina idolilor, găsim asta în Daniel 3. Aceasta a fost ultima caracteristică. Conform caracteristicilor enumerate, aștept opinia voastră în legătură cu identitatea acestei fiare, după care vom continua cu identificarea semnului acestei fiare. Aștept comentariile voastre. Mulțumesc pentru atenție și ne vedem la următoarea prezentare în care vom studia semnul fiarei.